Astăzi, în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local din Drobeta Turnu Severin, s-au discutat 7 puncte importante de pe ordinea de zi, abordând aspecte cruciale pentru dezvoltarea și modernizarea orașului. Printre cele mai importante subiecte dezbătute s-au numărat reabilitarea cinematografului Porțile de Fier și revitalizarea parcului Aluniș, aflat în prezent într-o stare avansată de degradare. În cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local din Drobeta Turnu Severin, desfășurată astăzi, au fost discutate 7 puncte importante pe ordinea de zi, vizând îmbunătățirea infrastructurii și dezvoltarea comunității. Printre cele mai semnificative proiecte abordate se numără reabilitarea cinematografului Porțile de Fier și modernizarea parcului Aluniș, ambele având scopul de a revitaliza zone importante ale orașului. Cinematograful Porțile de Fier, o instituție culturală de referință pentru Drobeta Turnu Severin, va beneficia de un amplu proces de reabilitare. Proiectul susținut de Consiliul Local prevede restaurarea integrală a clădirii, cu accent pe păstrarea elementelor istorice, dar și pe integrarea unor facilități moderne. Un alt subiect de interes major a fost starea parcului Aluniș. Consiliul Local a decis alocarea de fonduri pentru revitalizarea acestui parc, cu scopul de a crea un loc atractiv și sigur pentru locuitori. Din punctul meu de vedere, două sunt extrem de importante pentru comunitate, pentru oraș, și reabilitarea fostului cinematograf sau actualului cinematograf, că încă avem această titulatură, Porțile de Fier, și parcul Aluniș. Facem ultimele demersuri pentru a putea semna contractul de finanțare, contract important pentru noi, pentru primărie. Cinematograful Porțile de Fier nu a mai fost reabilitat din momentul în care a fost construit, din 1967. Vom avea posibilitatea, prin fonduri europene, să-l reabilităm și îl vom introduce în circuitul cultural al municipiului nostru. Pe lângă cinematograf vom avea și săli pentru lectură, pentru expoziții, se va fi mărită suprafața interioară, îl vom reabilita și îl vom construi încă două noi etaje. Parcul Aluniș, la fel, o zonă insalubră în acest moment, o zonă părăsită, la fel, milioane de euro vor fi investite și va fi introdus în circuitul parcurilor din municipiul Drobeta Turnu Severin. Vom avea acolo terenuri de sport, vom avea zona de picnic, vom avea spații de petrecere a timpului liber, plus partea de parc, ce va fi și ea reabilitate, vor fi plantați copaci noi. Totul va fi făcut la standarde europene. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin a evidențiat angajamentul administrației de a transforma Drobeta Turnu Severin într-un oraș modern și sustenabil, care să răspundă nevoilor tuturor cetățenilor. Prin aceste demersuri, administrația locală își continuă misiunea de a promova un oraș dinamic și atractiv, cu un accent deosebit pe bunăstarea cetățenilor și pe conservarea patrimoniului cultural.